Și bună dimineața, dragi prieteni pescari, sper că v-ați băut cafeluța. Cineva mi-a cerut să fac un top și cu oblere de avat. Și tot așa, o să fac un top 5 și printre ele o să vă mai spun câteva cu care am reușit să prind, dar nu chiar așa de bine, dar am prins. Și să începem. Le am aici împrășteate. Nu prea am foarte multe voblele de avat pentru că nu mai îmi cumpăr, <coughs> că m-am lecuit. Nu mai dau banii pe toate prostiile, aiurea, și să nu pești cu ele. Am câteva modele, cu astea prind, astea le cumpăr și astea le folosesc. Dar să încep, În prima dată vă spun din experiența proprie că la avat ar trebui folosit uh, nylon în loc de, uh, de textil. Un nylon undeva la... 02 025, o să ne ajute mult mai mult decât un textil fie el de 0,8 sau mai subțire. Bine, putem folosi și textil subțire pentru că lămsem cât de când mai departe, dar se folosește tot timpul, adică eu folosesc în de fluorocarbon, undeva până maxim până în 025, între 018 și 025. Da, și să începem cu wobblerele. Pe locul 4, au că 4, m-am înebunit astăzi, pe locul 5, vine așa, mai încălcit, un pixel de îl descălci, că le-am aici băgate grămadă, că nu mai am cu tine ce să le adun pe tot. Rapala, countdown de 5 cm. Un wobbler care se lansează ca ghiuliaua. E de 50,5 pardon, nu de 5 cm. Și are 5 grame sau 6 grame, ceva de gen. Se lansează foarte bine, are bătaie măruntă. Ăsta merită pescuit când îl vedem activ foarte activ și se dăm printre ei și recupera foarte repede. Văzut că e bun, e bun vorberul, de e scump, e vreo 70 de lei, 65 de lei, ceva de genul. E bun și nici nu iasă din apă la, la recuperări mari. Știți că la ava se folosesc mulinete cu rapoarte mari de recuperare. Eu folosesc una, o molinetă de 3000 cu raportul la 6, la 5, la 4, ceva de gen. Deci, pe locul 5, Rapala, Countdown, Elite, așa se numește. Aie de mine. Următorul, pe locul 4. Pe locul 4, aici pun Dau, pe locul 4, pentru că sunt de aceeași firmă și am un Dau, am prins bine. Un ai de la Hunter, Idol. Un Suplu foarte bun, extraordinar de bun. Astea numai de anul trecut, dar și prins cu ele. Când nu merea la altceva, la asta tot timpul merea. Tot așa bun, nu iasă din apă. Și Hunter Soul. Tot așa și asta. Am un dau, cred că ceva copii după triluri, după salmo 3 Dar merg. Astea merg pescuite și pe recuperare. Aici vă dau și eu un un mic secret. Și pe recuperare și și lăsate să cadă pe fund ridicate din băț. Și așa cu ele, când pescuim, putem avea surprize nu doar la ava, putem să prinde și som, mreană sau alți răpitori, știți? Deci trebuie totul să avem imaginație, să știm cum să le pescuim. Așa, după aia trecem pe locul 3. Pe locul 3, dragii mei, Asta e tot o surpriză. Pe locul 3. Salmo Slider. Dar, numai culoarea asta și neapărat să fie seeking, adică să apară s la acolo. Nu floating, floating e la de suprafață ce mai are chiar pe peliculă. Ăsta seeking se bagă la fund. Ăsta tot așa. Lansat, e un vober bun, și greuț putem, da foarte bine că l Avat. I-am luat ancora nu știu, cred că am pus-o la altceva sau am vrut să o schimb. Și așa, cu mâci zvăcituri, să facă flash-uri prin apă. El are o bătaie ceva de gen, așa, știți? Larg. E un fopler de știu că de foarte bun la avat. Și la astea, credeți-mă, că nimeni nu dă toate sfaturile astea și tricurile astea din casă, știți? Așa. Pe locul 2, I, uh, unde e că pe aici aveam? Hmm. Cred a cineva. Hey, but, o cineva. Ei, bă, uite-o aici, pardon. Cicadele. Cicadele astea. Vedeți? Asta e o cicadă de la Formax. Extraordinar de bune și foarte ieftine. Asta e tot așa ca un mic uh, trick. Puteți intra pe site-ul Mile Maestro, așa se numește, vă las oricum un link de descriere și știți cât e una de asta. 10 12 lei, o cicat. Și sunt extraordinar de buni. Cu astea am prins foarte, foarte bine avas. Toată lumea prinde la cicadă, nu numai eu. Și ieftini. Să intrați acolo, să cumpărați, dacă vreți. Hm. Și astea au 3 găuri. Și în funcție de adâncimea care vrem să o pescuim, reglăm. În prima merge mai tare către fund, în a, în a doua mai, și în a treia mai tare către fund. Știți? Eu le pescuiesc ora asta din mijloc, de obicei. Bune, vin cu ancure VMC, tot ce trebuie, chilipir. Și eu foloseam înainte de la Strike Pro, de la tot felul de cicat, cu o grămadă de bani. Alea de la Strike vreau sunt l scumpit, e vreo 30 și ceva de lei o cicat. Și să și agață astea, credeți -mi. Dar așa de la ăștia... Hmm. La fel, astea sunt ceva copii după alea. 10 lei? Oh. Merită la cu sace și toate culori. Bun. Să trecem peste... Locul 1. Locul 1, după cum vedeți, dragii mei, se și vede aici.

un vobler extraordinar. Deci, am prins toate speciile de pește cu el. Inclusiv mleani, somn, clean, șalău, știucă, toate, toate speciile de pește am prins cu el. Doar, am spus, să știți să-l mimați un pic, să nu, nu lansăm și recuperăm cum dă producătorul. Câteodată merge și așa, dar câteodată nu merge așa și putem să tot recuperăm cu el până ne vine iar, cu că nu-l ia. Deci câteodată lansăm frumos și asta de multe ori nu mai bine în amonte îi de pescuit cu el. Lansăm în sus, pe curent, acum știți voi unde stau avații și... Dacă nu vorbim și despre asta. Asta pe curent și așa cu, m cu mici măcituri, numai mă ridică și-l animăm așa ca pe un jica pe o gomă. Dar nu-l lăsăm să cadă chiar până pe fund și după așa, mai rapid îl animăm, știți? Că apoi el vine și face ceva de genul, niște flash-uri frumoase și atunci atacă și somn. Păi somn, ne-am avut intrat pe ăsta, uai, nu mai scapi? Pentru că nu eram pregătit pentru somn. Și dacă le schimbi ancurile, să pui de alea foarte puternice... Uh, nu mai are el bătaia aia cum trebuie și nu, 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 nu mai merge bine. Dar orice caz, am prins, som 5-6 kg, am prins cu ei. Dar mi ori intra și mari, mai ales pe cădeare când cade, de-aia spun că -o să a ridicat să-l jiguiți. Atunci îl și numai, pac, și se îndreapta ancora dacă e mare, n-ai ce face, sau îți rupe firul când ai lavat cu fire subțiri. Na. Și acum să trecem la niște voble mai scumpe, dar și astea prind. Prinde extraordinar de bine pe aștii. Mai ales avați. Uite. Două oriuchi. Asta e de 6 cm. Și ăsta, un asta un vobler extraordinar. Ăsta... nu se vede că e un vobler scump. Asta și pe cădare când cade în apă. Fără să molinați face așa el. Pare, nu știu ce sistem prin el. Dar... Bun, bun. Cade și pa pa și de multe ori asta chiar pe cădare, atunci când cade din apă, lovește, fără să recuperați. Și ăsta, un vober, vi recomand să-l tot așa, monte, că dacă dați în jos și mă foarte repede, sare afară din apă. <coughs> Ma scuzați. Așa, și tot așa, ăsta e Adriuchi. ăsta e de 7 cm. Și asta? am prins nenorocirii. Cu el ăsta i-am schimbat tancurile, i-am pus niște VMC-uri de ale 3X. Bun, bun, și ăsta, da. Dar scumpe și. Nu fiecare acum. Cum își permit. A, și cu ce am mai prins de pe aici. A... Da, și ăsta de la iFish Forest. Astea sunt niște voblele de păstrăv, dar merg, merg foarte bine și la avat. Și ce mai avem? Uh, uite și ăsta. Ăsta e Tide Minnow. de la Duo. Și ăsta e extraordinar, dar foarte scump, și nu se merită, că pot să zic, altele mai ieftine și să și prindă pe ei. Uh, nu. No multe prin multe, dar eu cu astea că am prins cel mai bine, știi? Nu. Dar voi, cu ce dați la avat? Dacă ui, hai să schimbăm în comentarii niște păreri, niște idei, poate poate nu. Vă doresc o zi bună și mulțumesc că m-ați vizionat. Adică m-ați vizionat, ați vizionat videoclipul. Și dacă vă place, dați și voi un like acolo, un subscribe, ceva să vreau să postez în fiecare zi, adică aproximativ când am și o vreme să cresc un pic canalul ăsta de, de, YouTube până după aceea o să intru eu și pe la partide de pescuit, o să postez și un alt. Nu no, bine, v-am lăsat, nu mai bine.